Salutare, haideți să vedem subiectele de astăzi. La început băgăm puțină reclame unei tipe cu o voce super tare și unui beatboxer. După facem două topuri, top 5 țări cu cele mai multe oi și top 5 țări cu cele mai multe vite. Tot astăzi vom porni și Funny Zone, o parte pe care o vom băga aproape în fiecare videoblog, în care facem puțină caterincă. Să-i dăm drumul. La început vorbeam de o tipă cu voce super tare, nu? E înaltă, roșcată, frumoasă, nu știu cât poartă la picior, dar știu că are o voce superbă. Cei care o știu cred că s-au prins, e vorba de Rebecca Thomas. Got my hands beating, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Don't know why hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Ei bine, dacă v-a plăcut, v-am lăsat în descriere linkurile către canalul de YouTube și Facebook-ul ei. De multe ori cred că ați încercat să faceți beatbox și nu v-a ieșit. Ei bine, am ceva pentru voi. Nu, nu sunt eu, uitați-vă. Îl cheamă Sebastian Chere și face beatbox. Și v-am lăsat în descriere linkul către canalul lui de YouTube, da? Da? Nu? Da? Aia? 90% din populația României poate să pună pariu că noi avem cele mai multe oi și vite. Nu, nu e așa. Așa că am spus că în fiecare videoclip să facem minim două topuri. Da. Minim două topuri. Top 5 țări cu cele mai multe oi. Pe locul 5 se află Iran cu 47 de milioane de oi. Pe locul 4 este Sudan cu 52 de milioane de oi. Pe locul 3 este Australia cu 74 de milioane de oi, urmat de India cu 75 de milioane. La asta mă așteptam. Pe locul 1 se află China cu 187 de milioane de oi. Bă, eu mă întreb cine asta să numere oile astea. Serios. Moș Crăciun e de vină. El asta să numere. La topul țărilor cu cele mai multe vite, cifrele sunt puțin mai mici. Doar puțin. Pe locul 5 se află Argentina cu numai puțin de 50 de milioane de vite. 50 de milioane. Locul 4 este ocupat de China cu 82 de milioane de vite. Pe locul 3 este United States cu 74 de milioane, urmat, tot bineînțeles, pe locul 2, India cu 174 de milioane de vite. Iar pe locul 1 se află Brazilia cu 175 de milioane de vite, cu 1 milion mai mult decât India. Gata și cu topurile, să intrăm în Funny Zone. Întrebare foarte stupidă. De când nu v-ați mai dus la biserică? Dacă nu v-ați dus în ultimul timp, bine ați făcut. În România a revenit Pop Terminatorul. Ce este Pop Terminatorul? Pop Terminatorul este un preot care vă spală de păcate și la propriu și la figurat. Thank you.
Bineînțeles că românul nu s-a putut abține, dar a trebuit să editeze el videoclipul. Comentarii. Taica părintei provoacă la Ice Bucket Challenge. A colit cazanul. Supărat că nu s-a umplut cutia Milei. De ce nu a aruncat direct cu găleata? Ca o apă cristalină. Și că tot vorbeam de biserică, vreau să vă arăt cel mai talentat cântăreț. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta este mare, iar eu zic în Hristos și în biserică, astfel și voi, fiecare, așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. În biserică să nu mai intri. Asta a fost și pentru astăzi. Nu uitați de like, coment și subscribe. Pe data viitoare. Pa! But a bitch ain't one.